Chiar dacă pe ordinea de zi au fost doar câteva proiecte care nu au ocupat nicio coală a patru, consilierii nu le-au studiat îndeaproape. După ședința de consiliu, aleșii locali, viceprimarul și primarul, în calitate de inițiator, au fost întrebați ce au votat la câteva dintre punctele aflate în dezbaterea zilei respective. Iată răspunsurile. La punctul 3, cine puteți? La punctul 3 este vorba despre... punctul numărul 3 de pe ordinea de zi, dacă vă vreți să mă ajutați. Părerea mea despre punctul 1, adică acela în care am luat act despre... Părerea dumneavoastră în legătură cu punctul numărul 1. Da, nu sunt de acord cu mirea politică, în munca în folosul comunității. Iar despre punctul numărul 9... Numărul 9, nu mi-aduc aminte. În legătură cu retragerea terenului. A, cu retragerea terenurilor. Spuneți-ne părerea dumneavoastră în legătură cu punctul numărul 3. Punctul numărul 3 era cu... în legătură cu rectificarea bugetară, parcă să... Munca în folosul comunității. Da, munca în folosul, este un lucru foarte bun. Iar în legătură cu punctul numărul 3? Punctul numărul 3 privind... Punctul numărul 3, nu mai știu la ce se referă, că... Ține acum despre punctul numărul 9. Spuneți-mi la ce se referă, pentru că n-am urmărit. Ce părere au cetățenii cu privire la răspunsurile oferite de oamenii care stau la cârma orașului? Știu, dar ce știu ceva? Au știut vreodată ceva de ani de zile? Așa nu știu nimic. Niciodată. Și ei de la dumneavoastră. Trebuie schimbați toți în frunte cu primarul. Indignarea locuitorilor este îndreptățită și asta în condițiile în care își pun toată încrederea în oamenii politici de la care așteaptă cele mai bune decizii cu privire la dezvoltarea localității.